venit să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, venit să ne închinăm să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, venit să ne închinăm să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletul meu spre Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, măritul Te-ai foarte, în strălucire și mare podoabă Te-ai îmbrăcat. Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, cel ce întinzi cerul ca un corp, cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, cel ce pui nori suirea Ta, cel ce umbli peste aripile vânturilor, cel ce faci pe îngerii Tăi Duhul și pe slujile Tale pară de foc. Cel ce întemeia pământul pe temeliile lui și nu se va clătina în veacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea lui, peste munți vor sta ape de certarea ta, vor fugi de glasul tunetului tău, se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară în voi, în locul în care le-ai întemeia pe ele. Hotar ai pus pe care nu vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi, prin mijlocul munților vor trece ape, adăpasă vor toate fiarele câmpului asinii sălbatii, seta își vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adă prin munții din cele mai de deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale, se va sătura pământul. Cel ce răsari iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului o întărește, săturați se vor copacii câmpului cedrii Libanului pe care i-ai sădit acolo păsările își vor face cuib, locașul cocostârcului închiparoși, munții cei înalți adăpoși cerbilor, stâncele scăpare iepurilor. Făcut ai luna spre vremi, soarele și-a cunoscut apusul său, pus ai întuneric s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii, puiile lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutu-s-a pământul de zidirea ta, mare aceasta este întinsă și largă, acolo se găsesc sărătoare, cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă balaurul acesta pe care le-ai zidit ca să se joace în ea, toate către tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bune vreme, dându-le lor vor aduna. Deschizându-o mâna ta, toate se vor umple de bunătăți. Dar întorcându-ți tu fața ta, se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul tău și se vor zidi și vei în fața pământului. Fie slava Domnului în veac, veselise va Domnul de lucrurile sale, cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de mușii fumegă, cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Fiară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pus a întuneric s-a făcut noapte, cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, 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 slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, 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 slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, 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 slavă ție, Dumnezeul nostru! Slavă ție! Pace Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru Sfântă Biserica aceasta, pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa, Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru înaltea Sfințitul Părintele nostru Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, pentru cinstita preoțime și ceantru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul, Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor
și pentru astea viitoare de Hristos Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru sfânt locașul acesta, stațiunea aceasta, pentru orașul nostru, pentru țara noastră, și pentru toate orașele și satele, și pentru toți cei ce cu credință viețuiesc în credințele Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru buna întocmire a văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului, și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi din tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pre noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! De prea sfântă, curată, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții s-au pomenit. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pre noi înșine și preanții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu, să o dăm. Ție, slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iar unsul de lemn al păcătoșilor să nu îndă capul meu.
pentru că privilețirea mea este împotriva vezilor lor, prăbucească-se de pe sfântă judecătorilor. Au zis că vor graiurile mele că s-au îndulcit, ca o brață de pământ s-au rupt pe pământ risipitul sau vasele lor lângă iar. Căci de tine, Doamne, Doamne, ochii mei, spre tine am nătăsuit să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de cusa care mi-au pus mine și de smintelile celor ce fac fără de lege. Că diavolul îmi reata lor păcător și ferit sunt eu până ce voi trece. Cu glasul nostru de Domnul l-am strigat, cu glasul nostru de Domnul m-am rugat. Vă stau voi înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea lui voi spune. Când lipsea dintr-un mine Duhul meu, Tu ai cunoscut cărările mele, în calea aceasta în care am umblat ascuns sau cursă mie. Luat am seama de-a dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască. Pierit a fuga de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat am către Tine, Doamne, zis-am, Tu ești nădejdea mea, partea mea ești în pământul celor vii. Ia aminte spre rugăciunea mea că m-a smerit foarte. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, că s-au întărit mai mult decât mine. Adică, scoate din temniță sufletul meu, ca să laud de numele Tău. Sfatul cel mai înainte de veci, Gavril descoperindu-l ție fecioară, al celui ce șade.
Iisus de Herovi. Nu mă amăgi pe mine cu înșelăciune, căci n-am cunoscut pofta, nu cunosc nimic din cele către tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu. Acolo unde Dumnezeu voiește, a zis cer fără de trup, se
măsură apostolului și să ajungem ziua
și pe el poate popoarele. Astăzi, închinându-ne crucii Domnului, să strigăm, bucură-te, pomul vieții, secătoarea iadului, bucură-te, bucuria lumii, pierzătoarea stricăciunii, bucură-te, ceea ce risipești pe demoni, cu puterea ta, întărirea credincioșilor. Arma cea nesfârmată, te rugăm, păzește, sfințește, pe cei ce te sărută pre tine. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. În luna șasea, trimis a fost Arhanghelul la tine, Fecioară, și curată să-ți vestească cuvântul mântuirii și totodată să zică ție, bucură-te, ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine, vei naște fii, trimis a fost din cer Gabriel, Arhanghelul, să binevestească Fecioarei zămislirea, și venind în Nazaret, cugeta întru sine de minune, spământându-se, cum cel ce este necuprins întru cele de sus din Fecioara va să se nască, cel ce are scaun cerul și așternul picioarelor pământul, în pântece de Fecioară în cape, spre care cei cu câte șase aripi și cei cu ochi mulți a privi nu pot, acela numai prin cuvânt a se întrupa din trânsa a binevoit. A lui Dumnezeu este cuvântul acesta, deci pentru ce stau și nu grăiesc Fecioarei, bucură-te cea plină de har, Domnul este cu tine, bucură-te curată, Fecioară, bucură-te mireasă, care nu știi de mire, bucură-te, Maica vieții, binecuvântat este rodul pântecerului. Vrednic ești în toată vremea.
Aceștia sunt cei trei fii ai lui Noe și din aceștia s-au înmulțit oamenii pe pământ. Atunci a început Noe să fie lucrător de pământ și a sădit vie. A avut vin și îmbătându-se s-a dezvelit în cortul său. Iar Ham, tatălui Canaan, a văzut goliciunea tatălui său și, ieșind afară, a spus celor doi frați ai săi. Dar Sem și Iafet au luat o haină și punându-o pe amândoi umerilor, au intrat cu spatele înainte și au acoperit goliciunea tatălui lor. Și fețele lor, fiind întoarse înapoi, n-au văzut goliciunea tatălui lor. Trezindu-se Noe din amețeala de vin și aflând ce i-a făcut feciorul cel mai tânăr, a zis: blestemat să fie Canaan, robul robilor să fie la frații săi. Apoi a zis: binecuvântat să fie Domnul Dumnezeului Sem, iar Canaan să-i fie rob, să înmulțească Dumnezeu pe Iafet și să se sălășluiască acesta în corturile lui Sem, iar Canaan să-i fie slujit. Și-a mai trăit Noe după potop 350 de ani, iar de toate zilele lui Noe au fost 950 de ani și apoi a murit. Iată spița neamului fiilor lui Noe, Sem, Ham și Iafet, cărora lui s-a născut fii după potop. De la pilde citire. Omul înțelept își ascunde știința, pe când inima celor nebuni propovăduiește nebunia, mâna celor silitori va stăpâni, iar cea răsătoare va fi birnică. Supărarea se abate asupra omului, dar numai un cuvânt bun îl bucură. Dreptul cercetează cu deamănuntul pe prietenul său. Calea celor nelegiuiți duce la rătăcire, leneșul nu-și frige nici vânatul lui. Cea mai scumpă comoară pentru om este munca. Pe cărarea dreptății este viața și pe calea pe care ea o însemnează nemurirea. Iar calea nebuniei duce la moarte. Fiul înțelept ascultă de învățătura tatălui său, iar cel batjocoritor nici de mustrare. Din rodul gurii sale omul mănâncă binele, pofta celor vicleni este silnicia, cine își păzește gura, își păzește sufletul său. Cel ce deschide prea tare buzele o face spre pieirea lui. Sufletul celui leneș poftește, însă în zadar. Numai sufletul celor silitori este îndestulat. Dreptul urește cuvintele mincinoase, ticălosul aduce numai rușine și ocară. Dreptatea păzește calea omului fără prihană, iar fără de legea e pricina ruinei celui păcătos. Unii se dau drept bogați și n-au nimic. Alții trec drept sărași cu toate că au multe averi. Bogăția cuiva slujește la răscumpărarea lui. Cel sărac nu se teme nici chiar de amenințare. Lumina celor drepți luminează totdeauna,
pe când sfeșnicul celor fără de lege se stinge. Sufletele viclene rătăcesc într-o păcate, dar dreptii se îndură. De la ieșire, citire. Să luăm aminte, în vremea aceea Moise cășteau oile lui Ietro, preotul din Madian, socrul său, și depărtându-se odată cu turma în pustie, a ajuns până la muntele lui Dumnezeu, la Horeb. Dar acolo i s-a arătat Îngerul Domnului într-o pară de foc ce ieșea dintr-un rug. Și a văzut că rugul ardea, dar nu se mistuia. Atunci Moise și-a zis, mă duc să văd această arătare minunată, că rugul nu se mistuiește. Iar dacă a văzut Domnul că se apropie să privească, a strigat la el Domnul din rug și a zis, Moise, Moise! Și el a răspuns, iată-mă, Doamne! Și Domnul a zis, nu te apropie aici, ci scoate-ți încălțămintea din picioarele tale, ca că locul pe care calci este pământ sfânt. Apoi a zis iarăși, eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui Avraam și Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacob. Și și-a acoperit Moise fața sa, că se temea să privească pe Dumnezeu. Zisa Domnul către Moise, am văzut necazul poporul meu în Egipt și strigarea lui de sub apăsători, am auzit și durerea lui o știm. M-am pogorât dar să-l izbăvesc din mâna egiptenilor, să-l scot din țara aceasta și să-l duc într-un pământ roditor și larg, în țara unde curge lapte și miere, în ținutul cananeilor, al heteilor, al amoreilor, al ferezeilor, al gherghesinilor, al heveilor și al iebuseilor. Înțelepciune! De la pilde și fire. Să luăm aminte. Domnul m-a zidit la începutul lucrărilor lui, înainte de lucrările lui cele mai demult. Eu am fost din veac întemeiată de la început, înainte de a se fi făcut pământul. Nu era adâncul atunci când am fost născută, nici chiar izvoare încărcate cu apă. Înainte de a fi fost întemeiați munții și înaintea vâilor, eu am luat ființă. Când încă nu era făcut pământul, nici câmpiile, nici cel din tâi fir de praf din lume. Când El a întemeiat cerurile, eu eram acolo. Când El a tras bolta cerului peste fața adâncului, când a întărit norii sus și izvoarele adâncului curgeau din belșug, când El a pus hotar mării, ca apele să nu mai treacă peste țărmul și când El a așezat temeliile pământului, atunci eu eram ca un copil mic, alături de El, veselindu-mă în fiecare zi și desfătându-mă fără încetare în fața Lui. Iar și iar în pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Sfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pre noi. Viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. Fie, Doamne! Că bun și viitor de oameni Dumnezeu ești, ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Sfinte Dumnezeu!
pentru aceia datorii la întru toate.
Tată, să se asemene fraților, ca să fie milostiv și credincios arhiereu în cele către Dumnezeu, pentru curățirea păcatelor poporului, căci prin ceia ce a pătimit, fiind el însuși ispitit, poate și celor ce se ispitesc să le ajute. Pace ție, frate cititorule, și Duhului vostru, preacucernice părinte. Aleluia, aleluia, aleluia. Binecuvintează, preacucernice părinte, pe binevestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Luca. Dumnezeu pentru veciunile Sfântului, Slăvitului și întru tot lăudatului Apostol și Evanghelist Luca, să-și dea ție celui ce vestești cuvânt cu putere multă, prevestirea Evangheliei iubitului Său Fiu, Domnului nostru, Iisus Hristos. Amin, să-mi fie mie după cuvântul vostru, preacucernice părinte. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor și Duhului tău. Din Sfânta Evanghelie de la Luca citim. Elisabeta, femeia lui Zaharia, a rămas însărcinată și s-a tăinuit pe sine 5 luni, zicând, astfel mi-a făcut mie Domnul în zilele când a socotit să ridice dintre oameni înjosirea mea. Iar în a 6-a lună, îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu într-un oraș din Galileea numit Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat, care se chema Iosif, din casa lui David, iar numele fecioarei era Maria. Și intrând îngerul la ea, a zis, bucură-te ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Iar ea, văzându-l, s-a tulburat de cuvântul lui și cugeta în sine, ce fel de închinăciune poate să fie aceasta? Dar îngerul i-a zis, nu te teme, Marie, căci ai aflat harul la Dumnezeu. Iată, vei zămisli în pântece și vei naște un fiu, căruia îi vei pune numele Iisus. Acesta va fi mare și fiul celui prea înalt se va chema și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al părintelui său David. Și va împărăți peste casa lui Iacob în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Atunci Maria a zis către înger, cum va fi aceasta de vreme ce eu nu știu de bărbat? Dar îngerul răspunzând a zis, Duhul Sfânt se va pogorî peste tine și puterea celui prea înalt te va umbri. Pentru aceasta și Sfântul care se va naște din tine se va chema Fiul lui Dumnezeu.
iată, și Elisabeta, rudenia ta, a zămislit și ea fiul la bătrânețile ei. Și aceasta este a șasea lună pentru ea, care se numea Stearpă. Căci la Dumnezeu nimic nu este cu neputință. Atunci a zis Maria, iată roaba Domnului, fie-mi mie după cuvântul tău. Și îngerul a plecat de la ea. Pace ție, sfințite, binevestitorul.
și ca un bun iartă-le lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie, și de grabă ridică-i din patul durerii, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte așteptând de la tine, mare și bogată milă. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cât suntem credincioși, iarăși, iară în pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău! Doamne, miluiește! Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Și iară în pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește, miluiește și ne păzește pre noi, Dumnezeule, cu harul. Doamne, miluiește! Înțelepciune! Ca sub stăpânirea Ta, totdeauna fiind păzis, e slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Să
Amin. Pe frații noștri, preoții, romonahi, erodiacon, diacon, monah și monahi, pe tot clerul bisericii și cinul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe fericiții, adormiți într-o fericire patriarhe, bisericii ortodoxe române, Miron, Nicolin, Justinian, Justin și Teoptist, pe erarhii Tomiscului, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe fericiții și pururile apomeniții ctitori acestei sfinte biserici, pe arstitor, miluitor, rugător, ostenitor și fii duhovnicei să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe fericiți într-o adormire, eroi ostașii și luptătorii români din toate locurile și din toate timpurile,
căzuți pe câmpurile de luptă, în lagări, în închisori, în deportări, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe și strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea, demnitatea și unitatea poporului român, se pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți, se pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe toți și adormiți din neamurile noastre, strămoși, moști, părinți, frați, surori, fii și fiice, soți și soții, pe toți cei dintr-o rudenie și dintr-o seminție cu noi, pe fiecare după numele Său, se pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Și pe voi, pe toți, drept moritorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Binecuvântat,
împreună cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor și Duhului tău. Să ne iubim unii pe alții, ca într-un gând să mărturisim. Hristos în mijlocul nostru este și va fi totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușile, ușile, cu înțelepciune să luăm aminte. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, făcătorul cerului și al pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor. Și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut. Care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat ca Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut omul. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui. Și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și într-o Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci. Într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte sfânta jertfă. Pacea o aduce. Mila Pacea.
Dumnezeu Tatăl și părtășia Sfântului Duh să fie cu voi cu toți și cu Duhul Tău. Sus să avem inimile către Domnul. Să mulțumim Domnului cu vrednicie.
ta, stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoare și pururea Fecioară Maria. Bucură-te, Fia, ești de har, Maria Domnului, este cu tine. Locul bun
și-o inima slăvit și-a cântat, Preacinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Și să fie milele Marelui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos cu voi cu toți. Amin. Și cu iară-n pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cinstitele darul ce s-au adus și s-au sfințit, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Maimitorul de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce ne-a primit pe dânsele, Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicescul său jertfernic, pentru miros de bună mireasă duhovnicească, să ne trimită nouă Dumnezeiescul Său har și darul Sfântului Duh, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Ziua toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, de la Domnul să cerem. Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cer. Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, pace lumii, cele bune și de folos sufletelor noastre, de la Domnul să cer. Cealaltă vreme a vieții noastre în pace și după căința o sfârșit, sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere recrutat în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată lui Hristos. Să cerem unitatea credinței și împărtășirea Sfântului Duh cerând, preloiunii și neșinii prealții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de o sândă, să putezăm a te chema pe tine, Tată, Dumnezeul cel ceresc, și a zice, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cerul divin. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor și Duhului Tău. Capetele noastre, Domnului, să le plecăm. Făcătorul Tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeule, curățește-ne pe noi păcătoși și ne miluiește, Dumnezeule, curățește-ne pe noi păcătoși și ne miluiește, Dumnezeule, curățește-ne pe noi păcătoși și ne miluiește. Să luăm aminte. Sfintele Sfinților, onor Sfânt.
frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, apropiați-vă. Bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă. Mântuiește Dumnezeule poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Am văzut lumina cea adevărată, am primit Duhul cel ceresc, am aflat credința cea adevărată, nedespărțit de Sfintei Treimi, închinându-ne că aceasta ne-a mântuit. Totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Cu vrednicie să-mi mulțumim Domnului. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pre noi, Dumnezeule, cu harul tău. Doamne, miluiește! Ziua toată de sănășită sfântă în pace și fără de păcat, înger de pace, credincios. Ziua toată de sănășită sfântă în pace și fără de păcat, cerând pre noi greșine și neprealții și toată viața noastră, lui Hristos, Dumnezeu, să o dă. Ție, Doamne! Noastră și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace să ieșim într-o numele Domnului. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce mătășești cu tine, mântuiește poporul tău și binecuvintează. Sfințește pe cei ce vezi frumusețea casei tale, pe aceștia îi răsplătește prea mărinte cu Dumnezeiasca ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce ne tășim cu tine. Pace lumii tale, tărește bisericii tale, preoților, numitorilor creștini ai țării noastre și întregului tău popor, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit și de sus este coborându-se de la tine, Părinte de Lumini. Și ție slavă și mulțumire și închinăciune noastră, Tatăl. Amin. Din alegi și acolo. Fie numele Domnului binecuvântare, acum și până vreau. Fie numele Domnului binecuvântare, acum și până vreau. Fie numele Domnului binecuvântat, binecuvântat, de de oameni totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Preacucernice, Părinte, binecuvântat.
Cel ce a binevoit a se întrupa pentru mântuirea noastră, Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, în rugăciune preacurate Maicii sale, puterea cinstite și de viață făcătoare cruci, pentru rugăciunile Sfântului Sfinților, Slăviților și tuturor lăudaților, apostole ale celui presfinț Părintele nostru, Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui sfântă și dumnezeiască liturghia se urșit, cu rugăciunile preasfinte născătoare de Dumnezeu și cura Fecioara Maria, ale Sfinților Arhanghel, Mihai și Gabriel și ale Sfintei Cuvioase, Maria Egipteană, ca ocrutitorii bisericii noastre, cu rugăciunile Sfinților, Drepților și Dumnezeiștilor, Părinții Achim și Ana, pentru rugăciunile tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește și ne mântuiește pe noi. Și dragi închinatori ai bisericii noastre, fiilor duhovnicești, putem să ne îndoim de orice și vor fi zile în care o să ne clătinăm, o să ne îndoim, dar nu putem să ne îndoim de iubirea lui Dumnezeu. Așa că să nu deznădăjduim, fiindcă iubirea lui Dumnezeu le cuprinde pe toate. Nu este ceva care să nu fie circumscris iubirii lui Dumnezeu. Iată, praznicul acesta ne arată că putem fi împreună într-o comuniune duhovnicească. Nu am spus tot timpul așa? Ei bine, iată că Dumnezeu îngăduie ca să trecem prin aceste ispite, să ne smerim, ca să înțelegem și să vedem cum putem fi în comuniune și altfel decât față către față. Acum suntem cu adevărat în comuniune, noi cei de aici, la praznicul acesta minunat, în care, iată, Maica Domnului este prăznuită, Dumnezeu, Cel care a luat trup din Maica Domnului, este și El la praznic, toți sfinții, arhanghelii, îngerii, cum trebuie să fie acolo. Ei bine, aceasta este nădejdea noastră, că mila lui Dumnezeu și dragostea sa ne va cuprinde pe toți. Nu vă temeți, nu deznădăjduiți, nu vă clătinați, pentru că aceasta este doar un mic exercițiu, o mică pedagogie, o mică chemare pe care ne-o face Domnul. Mai mari decât acestea vom vedea. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți.